Peste 880 de elevi din municipiul Petroșani beneficiază de burse școlare, fie că vorbim de burse de performanță, de merit, de studiu sau sociale. Luni, consilierii locali din localitate au avut pe mesele de lucru în ședința de îndată a Consiliului un proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor acordate în cel de-al doilea semestru școlar. Proiectul a fost amânat pentru că unii consilieri au considerat că o posibilă majorare a sumelor acordate elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură ar fi un efort financiar deosebit pentru administrație, chiar dacă se vorbea de doar 3.030 de lei pe lună. Discuțiile au început când consilierul local PPDD, Daniel Stepan, a propus un amendament care presupune majorarea burselor acordate pentru elevii cu rezultate bune la învățătură. De trei ori am încercat să aduc amendamente la acest proiect de hotărâre din 2012, de când sunt consilier local, pentru că cei care m-au votat și chiar și cei care nu m-au votat m-au trimis acolo nu ca să mă prostituez, ci să votez în interesul cetățeanului. Iar dacă ar fi să fac un lucru bun, îl fac pentru viitorul municipiului, îl fac pentru viitorul copiilor noștri. Să nu înțelegeți greșit, eu nu am niciun interes personal în creșterea cuantumului de burse, dar mi se pare normal că în aceste perioade de crize să putem să ajutăm și noi, Consiliul Local, cum putem copii. Deși diferența nu este una mare, 3.030 de lei, între consilieri au existat opinii contra amendamentului propus de Stepan. Bursele sociale. Bursele sociale sunt stipulate prin legislație la valoare de minim 50 de lei. Numărul acestor burse este foarte mare. Persoanele care primesc aceste burse le primesc pe considerente că provin din familii cu venituri modeste și nu au performanțe sau excelează în învățătură. Este normal să existe o diferențiere între bursele sociale, cazurile sociale și celelalte categorii de burse, bursele de studiu, bursele de merit, bursele de performanță. Este normal ca în societatea în care trăim să promovăm pe toată lumea și să promovăm și elitismul. Stepan a rămas neclintit în decizia sa, mai ales că autoritățile locale au găsit întotdeauna fonduri pentru organizarea spectacolelor de divertisment, unul dintre ele fiind dezbătut chiar în ședința de luni. În acest caz, sumele alocate pentru acțiune sunt mai mari decât cele necesare pentru asigurarea majorării burselor pentru întreg anul școlar. Cu toate acestea, proiectul de hotărâre a fost amânat până la o ședință viitoare, când se vor readuce în discuție argumentele pro și contra majorării acestor sume acordate olimpicilor și elevilor cu medii mari.